Înainte de toate, împreună cu voi, cei prezenți, frați, surori, aș dori de toată inima să zic binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Am dorit de mult să ajung la fratele Wagner. Ne-am mai întâlnit din când în când. Tăvălugul durerilor, a necazurilor vieții a trecut și peste mine, a trecut și peste el și pentru că e recent, aș vrea să-i spun condoleanțe de pierderea, de despărțirea de sora lui. Suntem frați. Am avut și eu o singură soră. Și la 42 de ani, Domnul a chemat-o acasă. Au rămas 4 copii, 2 băieți și 2 fete. Erau mici. Acum sunt mari, căsătoriți, locuiesc în America și ei. Și mă amintesc cu drag de momentele fericite la casa părintească, când eram copii. Eu sunt cel mai mare, apoi era ea și apoi Geo, cum îi spunem noi. Dumnezeu ne-a binecuvântat și mama, când era pregnant cu mine, întâiul născut, a făcut o juruință lui Dumnezeu. Nu era pe vremea aia să știi, ai băiat sau fată. Nu era apărătură. Dar ea a spus, dacă îmi vei da un băiat, îl închin ție. Și unde vei avea nevoie să-l porți. La 14 ani am plecat de acasă. Și nu mai m-am întors, numai în vacanță. Odată mama plângând mi-a spus ceea ce eu v-am spus. Zice, eu am cerut un lucru neștiind ce va fi, că ea vroia să, că îmi cresc mare, să mă căsătoresc la Vicov, să fac casă lângă ei, să fim aproape. Ca dorința părinților, oriunde ar fi. Dar ea a spus, oriunde vei avea nevoie. Și așa am ajuns la Timișoara. Când mi-am luat buletinul, am plecat. Acolo m-am întâlnit cu o fată care este Gina. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe amândoi. Și de 45 de ani călătorim împreună. Și e culmea, mâine ziua ei. Suntem în Germania și i-a spus, ce facem mâine, că e bârde. Și a zis, și mergem acasă. Mulțumesc lui Dumnezeu care ne-a binecuvântat. Și dați-mi voie un omenesc din mine să-i spun la 71 de ani care v-am primit mâine, Dumnezeu să o binecuvinteze cu sănătate. Frați și surori, m-am bucurat zilele acestea fără programare. Am venit la un cumnat și o cumnată a mea la 70 de kilometri de aici. Pentru că ea este bolnavă, a fost la spital de câteva ori și a venit să o mai vedem, să povestim, să fim alături, să ne rugăm. Și în felul acesta am ajuns și la voi. Mulțumesc fratelui Nicu care m-a primit bine. Ne-am bucurat cu voi la rugăciune, la stăruință. M-am bucurat de ceea ce Domnul a făcut ultimele 2 zile. Și de ceea ce va face astăzi, nu știm dacă ne vom mai întâlni vreodată.
Dar știu un singur lucru, în mod sigur ne vom întâlni. Într-o zi, acasă. Nu în America, nu în Munich, nu în România, ci acasă. Având de vedere așteptarea aceasta frumoasă care noi o dorim și o purtăm în inimile noastre, am intitulat cuvântul din seara, din dimineața aceasta, în așteptarea venirii. În așteptarea venirii. Multe așteptăm în viață. Am așteptat să termin școala, am așteptat să-mi crească mustață, că așa erau copii, să-mi crească perciuni, știi? După aia m-am săturat și am spus, nu mai vreau păr pe barbă. M-am săturat de barberit. Am așteptat să mă însor. Am așteptat să-mi fac casa. Am așteptat să-mi termin casa. Aștept să... Și avem viața noastră e compusă din așteptări. Și e bine a făcut Dumnezeu asta. Că dacă nu era așa, era foarte grea viața. Dar așa parcă alergăm după ceva în fiecare zi. Desculăm dimineața că vinerea primim cecul. Nu știu cum e la voi. După săptămâna de lucru primim cecul. Mergem la bancă, iar e bine. Sâmbătă mergem la cumpărături pentru săptămâna care vine. Și uitați-vă, viața noastră e o alergare, suntem în așteptare. Împlinirea unei dorinți. Ce vreau eu să vorbesc astăzi? Nu e vorba de așteptările zilnice care noi le avem. E ceva pe plan cosmic. Universul întreg este în așteptare, știți? Sunt ființele cerești, îngeri, arhangeli, 24 de bătrâni, herovim, serafim, așteaptă și ei ceva. Apoi este unul care a fost pe la noi, pe aici, pe pământ, în urmă cu aproape 2000 de ani. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. Și El a mers și așteaptă și El. Și biserica care a rămas jos, care s-a format de la împlinirea vremii, așteaptă și biserica întâlnirea cu El. Dar mai este cineva care a venit din cer, e Duhul Sfânt, care aseară și alaltă seară am văzut cum a pecetluit câțiva frați, surori, tineri. Aseară m-am bucurat de câteva fetițe care, fără să stăruiască nimeni lângă ele, Dumnezeu le-a dat o bucurie și era o fată aici, privind atât de bucuroasă, o venit mama, stătea lângă ea și am văzut-o plângând. Cum să nu te bucuri? Și Duhul Sfânt așteaptă întoarcerea acasă. El e la noi pe pământ de aproape 2000 de ani de la ziua cincizecimii și El a venit să pregătească mireasa, cum spunea poezia, să ne pregătească pe noi pentru marea nuntă. Fraților, suntem în așteptarea venirii Lui. Și eu mi-am notat câteva gânduri în dimineața aceasta ca împreună cu voi să cugetăm pe peronul acestei gări. Am numit eu, când ești doar cu o valiză, îmi spunea odată într-o vedenie la o persoană, era cu un bagaj, două în mâini, rucsac în spate și aștepta și a venit un tren în vedenie. Dar conductorul a spus, când el a mers să urce aici, în tren se urcă fără bagaje. Și el întreba, dar m-am pregătit, aici mi-s haine, schimburi. Nu, 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 aici nu iei niciun bagaj. Și el a întrebat pe conductor, cum adică noi? Păi da, unii pleci tu, nu se mai folosesc lucrurile astea.
Ei, în dimineața aceasta aș vrea să punctăm câteva lucruri. 1. În Apocalips, capitolul 22, cu versetul 7. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei. 1. Păzește cuvântul. Fraților, în Germania, în America, în România, oriunde am fi, noi trebuie să rămânem în Scripturi. Se vor schimba multe lucruri. Se schimbă regimuri, se schimbă păstori, comitete, dar Scriptura nu. Când Scriptura spune, sfințiți-vă, eu trebuie să păzesc cuvântul sfințire. Când spune să mă păzesc de păcat, Biblia, eu trebuie să mă păzesc de păcat. Păzește cuvântul, căci cuvântul acesta nu-i lipsit de putere. În cartea Apocalipse, așa cum am citit, capitolul 22, versetul 7, și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvântul. Păzim noi multe. Un frate odată stătea pe bancă lângă mine, eram în altă țară și tot era încânturat, ce te frămânți așa? Mi-a cumpărat mașina nouă și mi-e frică să nu o zgâri cineva. Păzea și el cuvântul. El era în adunare, dar gândul era în parking lot. Dar îl întreb, dar unde ai parcat? Am parcat-o la dos. Dar dacă treci unul, auzi, dar dacă treci unul și o zgâri. Dar o mănâncă rugina. S-o poate fura cineva. Dar avem cuvânt în Scriptură, prin el avem viața. Chiar dacă mor, voi trăi, e cuvântul. E Hristosul care a venit să-mi facă promisiuni, care rămân veșnic. Mașina se duce, casa se duce. Și eu am vorbit la mormântări de multe ori, facem insurenți pe viață, dar eu nu mă folosesc de ei. După ce mor, primește gira, dacă vrei. Vedeți, avem asigurări, dar eu vreau să intru eu în posesie și cuvântul Scripturii e o asigurare care îmi dă mie bucuria. Eu primesc lucrul promis, făgăduit. 1. Păzește cuvântul. Rog biserica aceasta să păziți cuvântul. Trăim o vreme tulbure care vin, se ridică mulți pe pământ și spune, e ok așa, e ok așa, se poate și așa, se poate și așa, rămânem în Scripturi. 2. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 8 până la 9. Păzește închinarea, închinarea. Vedeți, acum au apărut grup de închinare. Eu m-am bucurat la voi, e diferit. E ca la noi, de fapt. Grupul de închinare e tot de biserică. E, dar când vezi că cântă 4-5 și tobile te asurzesc și cântări din alea care miși piciorul și... Mă întreb... Ce fel de închinare vrea Dumnezeu? Biblia spune să păzim închinarea. Îngerul mi-a zis în versetele care le-am amintit. Închină-te lui Dumnezeu. Fraților, biserica este chemată să se închine numai și numai și numai lui Dumnezeu. Înaintea lui se închină îngeri. Se pleacă, corurile cântă spre slava Lui. Dar eu, dar biserica, suntem chemați să păzim închinarea. Cel ce a zis, eu vin curând, a zis, păsește închinarea curată. Nu ne putem închina lui Dumnezeu oricum.
Găsim în Scripturi și în norul de martori, oamenii s-au închinat. Biserica dumneavoastră se cheamă Betel? Ok. Vă amintiți primul om la Betel, care a pus numele Betel? Iacob. Și el s-a închinat. Avea în rupsacul lui de acasă ulei, ceva azimă probabil, iar afugar mergea spre neamurile lui în noaptea înstelată din Mesopotamia. S-a culcat cu capul pe o piatră. Nu era hotel, ci în stele. Și auzi, în necazul lui zilnic, în viața lui, are un vis, o vedenie, o scară rezemată de cer. Și îngerii se urcau și coborau. Normal este să cobori îngerii. M-am gândit, e greșeală în Biblie? De ce se urcau și coborau? Biblia spune că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Deja îngerii erau acolo, dar s-au urcat sus. Urcau și coborau, duceau mesajul. Ce se întâmplă, cum spunea Georgica, cum spunea întâmplarea cu Domnul acela. Ducea mesajul sus. E frumoasă închinarea când o facem în voia lui Dumnezeu. Cum vrea Dumnezeu. A uns piatra, a schimbat locul și a numit Betel, casa lui Dumnezeu. Dar forma lui de închinare este diferită. A plâns, s-a rugat, a uns piatra și când mai trec pe aici, vin de nou la adunare. Ilie se ruga cu capul între picioare, cerând ploaie. Moise s-a rugat, i-a spus, Domnul, te desculți. Când a fost în India, a fost la adunare și acolo mi-a spus, ne discutăm toți. Că toți, religia locală, ei se disculță când între... Și frații au spus, e bine să fim și noi disculți. Nu e nicio problemă. Dacă Moise s-a discutat, ne discutăm și noi. Și ne-am discălțat și noi. Și m-am gândit, băi, interesant. Când eram copil, mergeam la rugăciune și discuțam sau intrai într-o casă și te rugai, discuți. Dar acolo era adunarea. Vedeți, Dumnezeu cere închinare. Dar închinarea trebuie să fie păzită. Cum să ne închinăm, să rămânem în voia lui Dumnezeu? 3. În Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia. Păzește răsplata. În așteptarea venirii. Deci, 1. Păzim cuvântul. 2. Păzim închinarea. Sunt multe forme de închinare acum. Spunea cineva aseară, să iei cina prin corespondență. Unde îți mai găsesc asta? Mă duc, am spus în altă adunare, m-a sunat odată o soră și îmi spune, frate, am o problemă foarte urgentă, rugați-vă pentru mine, dar acum aștept un cuvânt din partea Domnului și aud la telefon, așa cum bate briza la ocean. Se auzea zgomot de valuri. Și ea spune, repede să vă rugați pentru mine. Zice, soră, dar unde sunteți? Zice, sunt, dar se aude apa, se aude valurile. Zice, da, sunt pe plajă, sunt la Florida. Ea era pe plajă și îmi spunea mie să mă rog pentru ea că are o problemă. Eu întreb, ce închinare asta? Sună în România, roagă-te pentru mine. Dumnezeu nu spune asta, du-te tu la rugăciune. Eu trebuie să mă rog,
eu pe genunchi. Și dacă Domnul are un cuvânt, mi-l dă. Dar vedeți, am încercat așa să facem un fel, îți plătesc când dai. Zice, poți să-ți trei zile și Dumnezeu rezolvă. Ce, Dumnezeu face târg cu noi? Nu. No. Nu este scris nicăieri în Biblia asta. Este scris să ne îndeletnicim cu postul și cu rugăciunea. E o viață care creștinul trebuie să o aibă. Dar nu spune că postez două zile și intru la examen. Nu este asta. Este să păzesc închinarea cum o vrea Dumnezeu. Și apoi păzirea răsplătirilor lui Dumnezeu. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după fapta lui. Fapta lui. Repet, fapta lui. Răsplătirile vin cu el. Și eu trebuie să păzesc răsplătirea. Altfel o pierd. O pierd. Și nu vreau să o pierd. Sunt în pragul așteptării a venirii Domnului Iisus și eu aștept. 4. Și cu aceasta închei. Păzește-ți haina curată. Poezia spunea, vino să vezi mireasa. A fost în România vara aceasta și am văzut ceva foarte ciudat. Dar este. O mireasă avea trei rochi de mireasă. Bă, înțeleg una, dar trei. Deci una până la adunare. Că limuzina, mașina, chestii. Una s-a schimbat la washroom și a intrat în adunare, una în adunare la cununie. După aia s-a schimbat una pentru restaurant. Dumnezeu nu spune asta. Nu spune asta. Dar Dumnezeu spune, păzește-ți haina curată. Trebuie să ne păzim de murdăria veacului în care trăim. Haina noastră trebuie să fie haină dimineață. Fraților, în așteptarea venirii lui, eu am notat 4 puncte. În așteptare, ele sunt mult mai multe, dar îmi este de ajuns să aștept. Sunt gata să înceapă nunta și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mă bucur că în Germania voi așteptați și noi așteptăm acolo. Eram la rugăciune lângă Jebel, pe vremuri, înainte de anii 80, un grup de tineri și ne grăbeam la ora 10 să fim la gară, să ne întoarcem înapoi la Timișoara seara. A fost doar pentru o seară, pentru 2-3 ore. Cu un tren mergeam școală, la alt veneam. Și a spus, gata, încheiem, ne luăm rămas bun și plecăm. Și o soră bătrână spune, stați liniștiți că vă așteaptă trenul. Dar cum să mă aștepte trenul? Eu aștept trenul. Eu trebuie să fiu în gară. Și noi ne-am grăbit. Zice, mai stați. Și acum am calculat noi, dacă alergăm până la gară, prindem trenul. Nu mai mergem normal. Dar dacă alergăm, prindem trenul. Și sora iară spune, nu vă grăbiți, că trenul vă așteaptă. Un frate bătrân și cu un alt frate, deci venim cu voi la gară, alergăm cu voi, să vedem dacă descoperirea asta e dreaptă. Cum adică să mă aștepte trenul? Și o alerga cu noi. Când mergem toți oamenii pe peron, trenul nu-i venit. Noi am alergat să ajungem la fix, înainte de să-i dea drumul. Nu-i, toți oamenii pe peron. În timp ce se întâmplă? Nu știm. Dar trenul întârzi. Și mai stăm 5 minute, 10. Povestim toți, plecau la servici.
Schimbul 3. Bă, ce se întâmplă? Hai să întrebăm pe impegat. Când mergem la impegat, el dormea cu capul în masă. Și trenul era ținut la semnal în curbă. Nu i-a dat intrare. Fraților, în așteptarea venirii, trenul nu vă așteaptă acum, atunci. Pentru noi Domnul a făcut o minune ca să nu ne grăbim, obosiți fiind și să nu ne grăbim. A fost o minune, dar venirea Domnului Iisus va fi la o precizie extraordinar de mare. Și eu trebuie să fiu gata, oriunde voi fi. Gata de zbor, gata de răpire, gata de întâlnirea cu El, gata de plecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă mulțumim încă o dată pentru primirea care ne-ați făcut-o, pentru dragostea dumneavoastră. Promitem că ne rugăm pentru voi și în pragul așteptării să nu ne prindă somnul. Am văzut și în aeroport oameni care au adormit puțin și a plecat avionul. Alții au dormit în gară și trenul a venit și a plecat. Să nu fim ca oamenii aceia. Biblia spune, vegheați în așteptare, căci Domnul va veni negreșit. A Lui să fie toată slava. Azi și în ziua veșniciei. Amin. Vocea mea este foarte obosită, răgușită de la rugăciune. Fratele Nicu a spus să mai spun ceva. Eu am multe de spus, că în viața unui om mă întâlnești multe. Având în vedere că a fost stăruință, rugăciune, eram 2 luni în urmă când eram în România. Am fost în Micalaca la fratele Duțu Mărgăian și Domnul a vorbit unui frate, dirijor de cor sau nu, ce era, nu știu, sau fanfară. Și a spus, noi nu știam că el n-are Duh Sfânt, că avea o poziție în adunare și slujea Domnului. S-a văzut un corn arabesc și a venit cu ulei și s-a turnat pe capul lui. Asta a fost vedenia în public, în adunare. Au făcut stăruință și îmi trimite, am mesajul pe celular, îmi trimite că am primit Duhul Sfânt, dar culmea culmilor, am vorbit și vorbesc într-o limbă arabă. Era cornul arabesc. Uleiul era de sus, era Duhul Sfânt. Vezi, vorbi în limbi cerești, îngerești, numai Dumnezeu știe. Dar ferice de cei care primesc Duhul Sfânt. V-a spus doar un lucru mărunt. Fratele Nicu mi-a spus, fratele, să vă spun o întâmplare din viața mea unică. Sunt 22 de ani de atunci, în 2002. De 30 și ceva de ani, Domnul m-a pus în lucrare ca păstor. Acum sunt la pensie. Eu n-am luat bani de la biserică. N-am fost plătit. Eu am lucrat cu mâinile mele și am dat și la altul. Și am rugat pe frați, ne-am ajutat, am pus umăr la umăr. Tu faci lucrul ăsta, tu faci lucrul ăsta. Dacă e o problemă grea, ne întâlnim și rezolvăm problema. Și Dumnezeu ne-a ajutat până aici. În numele Domnului am primit, în numele Domnului dăm. În felul ăsta, pe principiul ăsta am mers. Ei, dar au venit o zi grea atunci. Aveam un an și jumate de când am luat biserica, eram ca păstor în biserica a doua care eram. A fost o săptămână până azi, când îmi amintesc, parcă așa mă apucă fiori. Aveam cerul închis, frați, surori la spital, 2 familii neînțelegeri, băieți, fete care erau la college,
Eram pradă de examene, probleme. Ne-a rugat, ne rugam ca Domnul să dea izbândă. Nimic, cerul închis. Niciun cuvânt, niciun ajutor de sus. Gina este aici, vă poate sunt ca martor. Dimineața, duminică, aveam cina Domnului și am spus, îi spun la Gina, nu mă duc azi la adunare. Nu-i biserica mea, nu-i turma mea, sunt un slujitor și e un rob. L-am rugat ca rob, nu m-a ajutat cu nimic. Nu mă duc. Mai aveam și alți păstori să conduc unul să meargă înainte. De-aia zice, tate, ce zic frații când nu vin la adunare, la cine? Păi nu o să zic, nu spun nimic. Dar nu mă duc, n-am, inima nu mi-este bună. Nu pot. Supărat așa cum aș fi. Tot necazul ăsta, cum? Ce să fac? Și ea m-a convins. Vine și stai pe bancă, îi spui la un frate să conducă, dar să fie în adunare. Și noi avem bănci, nu scaun individual, cu un shoulder așa la margine și după aia la mijloc și după aia la capătul ălalt. Și m-am așezat la margine și frații erau un păstor, doi, trei, un prezbiter, un alt prezbiter și un diacon. Aveam cam de o palmă în dreapta mea până la capătul băncii. Acum eu mă uit acolo, uite, cu coada ochiului văd și pe sora care muta mâna cu bluză, cu sclipiți, ok? Mă uit, dar văd. Mă uit și acolo, cu coada ochiului vezi. Văd că vine unul lângă mine și vrea să se așeze. Mă știu că n-are loc. Eram înghesuiți. Și îi spun la fratele de lângă mine, păstor, dați-vă puțin mai încolo. Și s-au dat toți să-i fac locul ăsta. Dar nu mă uit la el, nu mă torc să dau mâna, dar îl văd cu coada ochilor. I-am așezat, avea un loc bun și poate trei degete să fie relax. După ce se așează, el se bagă în mine, așa tot, mă presează, ca și când n-are loc. Mă gândesc eu, dar nu mă torc la el, mă gândesc. Eu vă spun exact cum m-am gândit. E nerușinat omul ăsta. I-am făcut loc, vede că suntem înghesuiți și eu tot mă presează. Și mă întorc spre fratele păstor de lângă mine și îi spun din nou, dați-vă puțin mai încolo. Și el zice, frate Bălici, de ce? Și eu pun așa mâna ca să nu vadă ăsta că vorbesc cu el. Zic, ăsta de lângă mine n-are loc. Și el se uită peste mine, așa, și îmi spune, frate Bălici, tu ești ok? Da. Nu-i nimeni lângă tine. Acum eu mă gândeam, ce-i cu fratele păstor? Eu văd, ăsta e băgat în mine, ăsta nu vede nimic, e problemă cu el. Înțelegi? Zic, tu nu vezi nimic? Nu. Bă, dar e lângă mine. Eu îl văd cum vă văd eu pe voi acum. E aici. Dar nu m-am întors să mă uit în fața lui. Mă uit la cor, era așa în fața mea. Ce-i cu mine? Am probleme. Nu mă doare nimic, nu s-a mețit, n-am nimic. Îl mai întreb încă o dată, tu nu vezi nimic? Nu. Mă hotărăsc să mă întorc să-l întreb cine. Și când întorc capul, era un bărbat la vreo 25 de ani, înalt, cam la 1,90 metri, ok, care are pe partea stângă, avea o haină de arab lungă, din aia până jos, mâinile erau așa, haina ca la botez, largă, ok? M-am uitat la manicura lui, mâini de domn, nu era muncită la construcție.
Mâine de Domnul. Ce-i cu Domnul ăsta? Cum a intrat? De ce ușerul n-a venit să-mi spună? E un om diferit de noi. Mă uit la cor, că totdeauna când vine unul cu o haină mai fisticie, așa, toată lumea se uită. Vrei sau nu vrei, iar întorci capul să vezi ce faci. Mă uit la cor, nimeni nu se uită. Ionel are dreptate. Înseamnă că toți nu văd. Numai eu văd. Ce să fac? Mă întorc de nou spre el ca să vorbesc ceva cu el. Și îl întreb, do you speak Romanian? Și el zice, da. Un arab care vorbește românește. Ce nu te supăra, de unde ești și cine ești? Și el s-a uitat spre mine și a spus așa, eu sunt Domnul, am venit la sărbătoare, dar nu stau aici, mă duc la locul meu. Între amvon și masa unde aveam cina, era un loc unde păstorii, lucrătorii care slujeau la cină, eram acolo. Cel ce conducea era la mijloc și în stânga și în dreapta erau frați lucrători. S-a așezat exact în locul unde stă cel ce conduce cina. În picioare, s-a uitat la mine, ne-a zâmbit ușor și a dispărut. Când a dispărut, simțeam cum din trup mi se duce puterea. Muream, se scurge puterea din mine, mușchii, la picioare, la mâini, aveam un tremur, genunchi așa se clătinau, mușchii de aici nu mai aveau putere, nu mai aveau putere. M-am speriat, am început să plâng, tare de tot. Fați uita la mine, ce-i? Și îi spun la păstor, cel ce a fost lângă mine a dispărut. Am condus serviciul și Gina este martură. În ziua aia am spus, locul ăsta îl las gol, dacă mai vine, să vină la locul lui. A fost o cină de neuitat, cu multe lacrimi. În ziua aia am plâns mult. Dar vreau să vă spun că săptămâna care a urmat, toate problemele mele de biserică, pastorale, s-au rezolvat tot. Fără a face noi nimic. Dumnezeu a rezolvat problema. A fost o singură dată în viață, când l-am văzut. Am văzut și în vedenie. E diferit în vedenie. Vezi doar slavă, lumină. E Domnul înconjurat de gardă, de îngeri. Am văzut. Nu de aproape, mai de la distanță, l-am auzit vorbind. Ei, dar ca atunci să fie numărul meu, să mă împingă, să-i fac loc, n-am văzut niciodată până atunci și nici de atunci încoace. A fost o experiență a vieții mele. În viață trecem prin multe, dar Dumnezeu câteodată se lasă văzut, se lasă găsit. Eram odată în Ronaț, în Timișoara, cu un grup de frați tineri și cu fratele Costan Ianuș. Am mers să ne rugăm pentru o femeie care avea 4 copii handicap. Erau mari copii. Și locuia în Ronaț. S-a îmbolnăvit mama lor, sora bătrână, și ne-a chemat să ne rugăm. Și ne-am rugat. Ea era pus între perine, în colț. Patul era pus la colțul camerei și era pus între perine să nu pice. Era foarte slăbită bătrânica. Și a spus, Doamne, ăștia 4 copii, depind de ea. Dacă tu o iei, cine îi mai hrănește pe ăsta? S-a handicap toți. Bărbatul bătrân, ea bătrână. Și ne-am rugat. Și ne-am uitat unul la altul și a spus, băi, ne rugăm în așa fel, încât femeia asta, Dumnezeu să o vindece. Nu a fost vrednicia noastră, dar Dumnezeu a ascultat rugăciunea.
când noi ne rugam, o auzeam pe ea că e în mijlocul nostru. Și m-a zis, măi, era între pierne pe pat. Dar cum? Și n-am deschis ochii. Când s-a terminat rugăciunea, ea era între noi. Și auzi ce ne spune, să nu plecați, să vă fac niște gogoși. Dumnezeu a vindicat-o pe loc. Pe loc. Am văzut multe vindecări din astea în viață. Dumnezeu lucrează într-un chip minunat. Am să vă spun ceva ce n-am văzut, dar am vorbit cu fratele care i s-a întâmplat asta. Poate voi ați auzit-o asta. În localitatea Făget era Ilie Tuda, îl chema. Un om mai micuț de statură, drăguț, așa foarte senin. Era păstorul bisericii. Au venit niște surori și au spus, erau cam 300 de frați, membri. Au venit niște surori și au spus, este o soră, i-a căzut tot părul de pe cap. Ea s-a îmbrobodit, s-a acoperit, să vă rugați, să Dumnezeu să o vindece. Și el a chemat-o în față și deci ne-a spus surorile că s-a căzut părul, e drept, da. Deci dă baticul jos. Și ea s-a uitat așa cu jenă, să mă vadă toți chiar. Pentru o femeie e greu. Și am spus, nu te rușina, dă jos. Deci ne rugăm pentru sora. 300 de frați, plus minus, spunea Georgica. Dar eu am vorbit și cu fratele. El s-a rugat cu ochii deschiși. Din aici capul, surorii, da? Nu a atins capul. Dar ținea mâna așa. Și se uita. Și a început să se roage. A început să crească părul. Și a crescut părul până aici. Când a ajuns aici, el a luat mâna înapoi. Și zice, ajutați-o să se împletească. Și să spui, bătic, nu-i voie cu capul descoperit în adunare. Auzi. Biserica era un plâns, lacrimi, dar el foarte liniștit. Na, cu omul ăsta, cu fratele ăsta, când era urmărit de jandarmi, asta e ceva care n-a mai întâlnit pe nimeni. Să trăiască momente din astea. I-au urmărit, unii se adună. Cineva, un copil, a anunțat că vine jandarmii și ei au fugit. Și ei au urmărit pe păstor, să-l prinde pe păstor. Și îmi spunea fratele lui, alergam. Doi jandarmi după mine. Și deodată, cum alergam, am văzut pomii sub picioarele mele. Ce-i cu mine? Eu alerg, dar deasupra pomilor. Am văzut că îs deasupra caselor. Trec prin sat peste satul ăsta și mă duc spre satul ălalt. Și am zburat peste trei sate. Și spunea Ilie, fratele bătrân, și mă gândeam cum am să aterizez acum. Ok. Și exact cum alerga și s-a înălțat, tot așa alergând, pedalea în gol, o ateriza jos. Ce vă spun eu este mărturia lui și mărturia jandarmilor. Dacă mergeți la Făget, mergeți la poliție, se va dea un proces verbal de pe vremea jandarmeriei și cei doi au spus, am văzut un om zburând peste case, peste pomi, cu ăsta îi ceva. Dumnezeu când vrea să te scape, te scapă. Te scapă, să știți. Dumnezeu are multiple metode. Un frate, ne-a spus fratele Vorobeț, n-am văzut, dar ne-a spus el. I-a prins la rugăciune. Un frate i-a părât unde se adună. Și a venit poliția în Rusia. O intrat, ei erau într-un basement și au spus, n-avem pe unii ieși, n-avem pe unii fugi, dar putem să ne rugăm. S-au așezat pe genunchi când a intrat poliția. Și au venit doi polițai
Și era cu ăla care i-o părât, cu un frate care i-o trădat. Și pune mâna pe capul unui frate. Eu n-am păr, dar îi punea mâna așa. Zice, băi, ce făină are asta, mă. Pune mâna pe altul care era pe genunchi, la o soră. Băi, dar ce saci cu greu să aici, uite. Și îl treabă, de ce ne-ai dus aici? Și îl arestează pe vânzător. Vânzătorul îi vedea pe frați. Poliția vedea saci. Și punea mâna pe capul lor și zice, uite, e greu aici cu tare. Nu vedea niciun om. Vedeți cum lucrează Dumnezeu când vrea să te scoape? Și spunea fratele meu, Dumnezeu nostru e mare. E mare. Am trăit și eu. Pe vremea înainte de 80, am fost așa în misiuni cu frați, cu tineri. Și era în Timișoara o negreasă, Julien o chema, era din Congo, din Zair. Avea o soră și mai era un frate cu numele Martin, tot pocăit. Și n-aveai voie să mergi străini, n-aveai voie să găzduiești străini. Era 5.000 amenda dacă îl primeam să doarmă la mine. Ok? Și eram urmăriți. Dacă mergeai într-o adunare, cineva imediat suna și frații mei, plecați că vine poliția. Eram în Aradul Nou. Veneam dintr-o adunare, zi de vară, frumos afară. Am trecut bariera, 3 mașini de poliție ne-au oprit. Comandantul era un capitan care era șeful echipei. Și vine la șofer și îi spune, eram într-un aro. În aro trebuie să fim 8, ca în arca lui Noe. Cred că și acum e tot așa. Noi eram 12. Dacă erai cu unul plus, îți lua carnetul pe vremea aia. Și îi spune, zice, cât sunteți? Zice, numărați-ne. Și numărul 8. Și zice, dați-vă jos că n-am putut să număr bine. Și ne dăm toți jos. Stăm 12 în fața lui, a lor. 3 mașini de poliție. Și numărul 8. Noi tăcim și ne uităm. Și îi spune la șofer, ai mare noroc, dacă era cu unul plus să-ți luăm carnetul. Dar zice, am fost informați că voi aveți străini, ceva negri. 2 negrese erau în fața lor la mijloc, zi de vară, la amiază. Zice, n-aveți nici negri, sunteți 8, dați drumul acasă. Ne-am uitat unul la altul. Auzi, când Dumnezeu vrea să-ți facă un bine, să-l faci. Asta am trăit-o. Am trăit-o. Am mai trăit și alt lucru, dar asta vi spun altfel. Eram cu un frate, avea, fratele lui era major la securitate, nepocăit. Și el a mers și a făcut cu hainele lui și a făcut o poză cu hainele lui și a pus un buletin. Eram cu el, ne oprește poliția, buletinele. Și îi dă buletinul și când îți face buletinul, îi vede poza lui, chipul lui și îmbrăcat major de securitate. Ne-au salutat toți și zice, sunteți liberi, mergeam la evanghelizare. Aici a fost altă treabă. Dumnezeu a spus, măi, o poză. Nimeni nu știe. De la o poză, Domnul ne-a făcut liberi. Dumnezeu este minunat. Și am să vă spun și altceva. Timpul s-a dus. Dar asta e ultima. Veneam de la Surduc, dincolo de Făget. Într-o duminică am fost la o biserică cu o mașină și aveam și pe negresa asta cu noi. Că pe vremea aia nu erau negri în România. Erau oameni care n-au văzut niciodată unul de culoare. Mergeai în adunare, veneau surori, zice, nu se duce negreala asta. Noi acum suntem. Dar atunci era un prilej de evanghelizare. Și ne spune,
fratele care era bătrân. Am făcut armata cu cineva din satul ăsta. Noi treceam printr-un sat. Nu era biserică acolo. Deci mă, să-l căutăm, să-i spunem, hai, dacă mergem și cu negreasa, să fie o bucurie nepocăită ăla. Și întrebăm unii stă ăla. Și zice, uite, acolo peste râu, mergeți pe puntea aia și treceți. Și am oprit mașina din coace și ne-a dat jos. Toată lumea, duminica acolo, era afară, în fața căsii, stăteau de poveste, așa ca la sat. Când o văzut pe asta negreasă, el nu o văzut niciodată un negru. Imediat o venit după noi și cam în 15 minute au fost sute de oameni la omul ăla în curte. Noi am rămas pe gang, acolo în față și toți se uite să vadă. A venit o bătrânică, stătea lângă ea, i-a pus un scaunel pe gang acolo, s-a uitat. Ea a cântat o cântare, a spus cum a vindicat-o Domnul de inimă, vorbea de mântuire și s-a făcut o forfotă, o mișcare în fața casei, în stradă. Zic, acum, dar vine poliția, vine cineva. Și într-adevăr au venit doi polițiai și cu unul civil. Și ăsta civil spune, ia-le buletinele, legitimează-i și aplică legea. Ne-am gândit că e unul de la securitate, care e îmbrăcat civil, și ăștia, alți locali, sunt îmbrăcați în uniformă. Când ăsta a spus asta, Julenii spune, eu dau pașaportul, dar vreau să vă legitimați ta cine ești tu. Că eu voi raporta la ambasadă, tu m-ai legitimat, m-ai oprit, eu ți-am dat pașaportul și dacă mi se întâmplă ceva, eu trebuie să raportez. Ăsta nu vreți de legitimația. În final, la a treia întrebare a lui Julen, îi scoate din buzunar și rând. O văd pe Julen, ea era la medicină, vorbea românește bine, citea bine. Și uite, și tu ești popa? Ăsta nu a spus nimic. El era popa din sat. Mi-au uitat toți. Deci eu fac lucrul tău, ce trebuie să faci tu. Tu aduci poliția ca să-mi iei mie buletinul. Ce faci aici? Și a avut un schimb de cuvinte. Ăsta spunea, ia-le buletinele, scutare. Dintr-o dată se ridică băbuța aia. Deci Vasile, îi spune la poliția, dacă te atingi de femeia asta, ai de lucru cu mine. Aia era mama șefului de post. Ăștia erau subalterni. Ajunse. Ăsta nu îndrăznesc să iei buletinul. Nu îndrăznesc să iei. Și ne-a lăsat liber și am plecat. Dar de la ziua aia, aproximativ 3 luni și 32 s-au botezat în râu. Nu era niciun credincios. De la oprire care am făcut-o în drum. Culmea, Dumnezeu a lucrat și altfel. O venit de la parohie și l-a schimbat și pe popa. Și au dus un altul care a spus, veniți și vorbiți cât vreți, nu e nicio problemă. Dumnezeu este mare, fraților. Asta se întâmplă în momente când nu te aștepți. Dumnezeu te salvează, te scoate, te apără, te binecuvintează, ok? Și Dumnezeul nostru lucrează și azi. La soția mea, i-au venit să dea examen la facultate la Timișoara. Hai, vine și spune tu. Vine lângă mine și spune tu, că e mai bine. Ne dai 5 minute. Așa, vine din aici. Că mâine e ziua ta. Așa. Să vă spun ea minunea care a făcut-o la admitere. Vin la microfon aici. Nu eram credincioasă, bineînțeles, așa cum v-am spus, părinții erau ortodoxi, dar aveam un frate la Timișoara care era deja un copil al Domnului. Și el, în timpul clasei a 12-a, îmi scria mereu despre ce se întâmplă în adunare și cu o bucurie nespusă îmi spunea cum ar trebui să umblăm, nu ca la ortodoxi. Și am venit acolo și a zis el, aveam examen, primul examen la facultate era la matematică,
oral la matematică. Atunci erau niște probe diferite decât cum e acum examenul, deci era în 72, mulți ani. Dar și-o zis, uite, noi ne ducem la rugăciune seara asta, vrei să vii și tu? Da, mi-am pus eu o fustă, că purtam fustă scurtă, cum se purta atunci, eu veneam din Vaslui, asta era la Timișoara, vrei să vii la rugăciune? Și îi spun, da, vreau să mă duc și eu cu voi. Ok, da, trebuie să spui batic, trebuie să faci așa. Și m-am îmbrăcat exact ca o soră care umblă la adunare. M-am dus acolo. Și în timpul rugăciunii, bineînțeles, că eu mă uitam cu ochii mari la tot ce se întâmpla, îi auzeam vorbind în limbi, îi auzeam multe, eram curioasă ce se întâmplă, au fost descoperiri, vedenii acolo. Și când ne-am sculat de pe genunchi în timpul ăsta, eu urmăream, un frate mai în vârstă de acolo, o zis, am văzut-o pe fata asta, sora asta, sora asta am văzut-o. Zice, era într-o sală foarte mare care pica, așa zice, scările, nu văzuse el niciodată o sală, o aulă amfiteatru. Se numea, în amfiteatru, deci amfiteatru unde mergeai la facultate și el nu văzuse niciodată, zice, ceva sală diferită. Și zice, te-am văzut acolo că ai ieșit la tablă și ai tras un bilet când ai intrat, te-ai dus și ai scris pe tablă niște lucruri, matematică, o zis el. Eu aveam mâine zi examenul la matematică, deci vă dați seama, era un om care nu știa niciodată, nu mă văzuse. Și zice, ai început să scrii și am scris și am scris. Și atunci cei erau trei la catedră, unul din ei zice, a venit în fața ta și te-a întrebat, mai știi și altă metodă? Și zic, da, sigur că da. Ok, scrie, rezolvă, deci biletul, subiectul de pe bilet, bineînțeles, în subiectul care îmi căzuse mie la examen. Am terminat tot și el a zis, atunci te-a pus să ștergi, dar n-ai șters, ai ridicat tabla, că știți, așa erau niște table din astea negre foarte mari care se muta, de aia de sus o aduceai jos sau de asta de jos o aduceai în sus. Și zice, o să muta tablele alea și iar ai scris din nou. Și atunci el a zis, wow, prin trei metode să știi, zice, împotriva legii. Și s-o duși, o scris pe tablă 10, pe tabla aia neagră, care a ridicat-o sus. Și el a zis, nu știu ce înseamnă omul, dar eu care aveam examen mâine m-am gândit, Doamne Dumnezeule, oare... Na, a început ei să-mi explice, dacă te duci acolo, zice, probabil că vei lua nota 10. Dar exact așa a fost, fraților, și nu numai asta a fost experiența de acel care a fost profesor de matematică, a zis, de unde vii, fato? Și am zis, de la Vaslui. Nu se face la Vaslui așa matematică, zic, bă, da. Și așa, ăsta a fost primul contact cu lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu a vorbit cu o exactitate extraordinară, unui suflet care nu-l cunoștea. Păi nu are Dumnezeu metode cu atât mai mult pentru copiii lui. E extraordinar, sunt nemaipomenite lucrările lui Dumnezeu dacă suntem credincioși și umblăm cu El. Și am multe, o viață întreagă, cum zicea și Aurel, experiențe de felul ăsta. Când am fost acum la operație, deci eu am un capac aici la cutia craniană și câteva șuruburi și când am fost la operație, doctorul a spus, sunt foarte multe șanse să nu pot să ieși afară, deci era operație pe creier, pierduse în complet vederea în ochiul stâng, erau foarte mari riscuri și el a zis, dacă vei veni afară trează, deci în sensul că am să trăiesc, probabil îți vei pierde mintea, probabil că vei face epilepsie, probabil, și mi-a spus el toate lucrurile. Ești de acord așa? Da, sunt de acord totuși să am operație. Am făcut și ungerea, deci nu că era ceva care să fiu împotriva. Se putea, ne-am rugat cu frații, am făcut ungerea și am zis să mă duc la operație. Și bineînțeles că n-am avut nimic. Au fost oameni care în aceeași zi cu mine au avut operația. Unul a murit, deci am știut deja pentru că am fost pacient acolo. Unul dintre ei a murit, celălalt a ieșit, dar avea de panică, deci atacuri din astea care îl... Seizures, cum se numesc, alea, deci face așa... un fel de epilepsie. Un fel de epilepsie, dar nu venea cu așa cum se manifestă epilepsia. Și eu am zis, uite, Dumnezeu mi-a dat din nou viața și e o minune și trăiesc și umblu și am avut așa de-a lungul de când m-am întors la Dumnezeu foarte multe minuni. Am vrut să vă spun cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, am făcut rusă 11 ani
Și pentru că tot s-a vorbit așa de lucrarea Duhului Sfânt, m-am dus la rugăciune și am zis, na, acum după ce am terminat, am dat examen, trebuia să mă duc acasă, de ce le spun părinților, nu erau de acord, cum și tu să te pocăiești? Dar m-am dus la rugăciune, vreau să primesc Duhul Sfânt, ceea ce au ei, așa-i ceream Domnului. Ce am văzut eu că frații vorbesc, cum vorbesc, vreau și eu. Eram singură la rugăciune și seara din nou ne-am dus la rugăciune și acolo am văzut pe cineva care a fost botezat de Domnul și a vorbit limba rusă. Și eu am zis, da, extraordinar, zic, ce frumos, niște cuvinte extraordinare. Îi spunea femeia aia Domnului și m-am dus la urmă și am întrebat, zic, vorbești limba rusă, cum de te rogi așa, știi, mai multe limbi? Nu, zice, Domnul m-a botezat așa, vorbesc, nu știu ce vorbesc. Wow! Și alt exemplu, deci că Dumnezeu face minuni, deci te face chiar dacă, nu că n-aveam credință, aveam credință, dar tot mai multe dovezi ca să pot să iau hotărârea să mă botez și să mă întorc la Dumnezeu. Domnul Iisus să vă binecuvinteze! Ne oprim aici și vă las să aveți și voi experiențe cu voi. Domnul să lucrează și cu voi. Să spuneți copiilor voștri, bunici la nepoți, băi, Domnul ne-a făcut bine. Și băieții care sunt studenți, care sunt la școală, poate să spună, Domnul m-a ajutat, Domnul a fost cu mine la examen. Fratele Nicu Bursan, păstorul de la Betel, era la examen, era la Politehnică. Și am fost în misiune și nu am învățat. Dar voi să nu faceți asta. Dacă mergeți în misiune, da. Dar dacă mergi în altă parte, nu. Dar am mers în misiune, las că Domnul îți dă. Ok? Și-o tras un bilet, nu știa nimic. A doua zi la examen. Și era doi înaintea lui. Și ăla care a fost înaintea lui, nu ăla la alt, era al doilea după, în linia cum mergea. Îl lasă, scrie pe tablă. Scrie, să uite, Nico. Să uite biletul lui. Bă, dar ăsta e subiectul meu. Și scrie. Copiază-l pe tablă ce scrie. Ok? Ok? Și îl lasă pe ăla să scrie și la urmă decanul de la facultate, șeful comisiei, zice, dar tema ta este alta, subiectul tău este alta. Ce ai scris aici, rog? Ai picat. Nu mai. Ok? Și auzi, încă ceva. Era geamul deschis și pe schela de vis-a-vis erau niște frați, lucra. Și unul cânta prin atâtea valuri grele ce am trecut. Cânta cântare pe schelă. El copiază și merge și scrie exact ce o copia de la ăsta dinainte. Ori l-au știut ăsta, băi, și zice, ai trecut, ești bine. Vezi, când Dumnezeu vrea să te ajute, te ajute. Domnul să vă binecuvinteze, rămâneți în mâna Domnului, vă mulțumesc pentru ceea ce timpul care ne l-ați acordat și Dumnezeu să fie cu noi și cu voi. Amin. Amin.